Influența mediului lingvistic înconjurător și sunt copii bilingvi. În această situație cu totul deosebită, eu mă bucur mult că mă simțiți de-a dumneavoastră. În același timp, eu vin, cum spunea poetul Tudor Ilie Zegrea, eu vin dintr-un confort lingvistic. Povestea acum vreo 2 ani la Herța, la o mare întâlnire a scriitorilor de ziua lui Eminescu, rememorat ce sentiment deosebit a avut când, ajungând prima dată la Suceava și trezindu-se, ajungând în zor, a auzit peste tot vorbindu-se românește. Și ce confort este să te trezești în sunetul limbii materne, să mergi pe stradă și să auzi limba maternă. Am făcut această acoladă, să spunem așa, pentru că în acest mediu cu totul deosebit, importanța scriitorului de limba română, a cititorului de limba română, în primul rând, și a ziaristului de limba română, cu atât mai mult a ziaristului care scrie românește și care prin ziare asigură un impact al limbii române cel mai puternic la ora de față. Deci, în această situație, răspunderea sa este sporită. Este greu să fii ziarist dacă vrei să fii ziarist adevărat. Adică să fii corect, să fii curajos, să nu obosești, să accepți sau să te accepte familia, să sacrifici familia sau să accepte ea acest sacrificiu. Niciodată nu va fi ușor pentru un ziarist, chiar dacă acum avem telefoane mobile, chiar dacă acum avem posibilități de transmitere video. Sunt componente legate de documentare, de cunoașterea oamenilor care nu pot fi înlocuite. Fiind greu, în general, să fii ziarist, cu atât mai mult consider că este greu să fii ziarist român în nordul Bucovinei. De aceea omagiez pe toți colegii mei cu prilejul acestei zile deosebite și nu pot să le doresc decât putere și să-mi doresc să nu uite niciodată marea responsabilitate pe care o au față de limba română.